Bună, bine ați venit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi povestim despre parfumuri nou intrate în colecția mea și nu vreau să fac un intro prea lung, însă vreau să menționez faptul că aceste parfumuri sunt noi și pentru mine și nu le-am purtat, așa că sunt așa, primele impresii, primul nas și o să revin cu păreri pe parcurs despre acestea. O să încep cu un parfum foarte, foarte, foarte potrivit pentru toamnă și iarnă, un parfum foarte lemnos și foarte puternic, unisex, și este vorba despre noul Billie Eilish, Eilish numărul 2, care are o sticluță absolut superbă. Trebuie să menționez faptul că îl știu și pe primul Eilish, și că acela este în zona gurmandă, iar acesta este total diferit de Eilish numărul 1 și l-am primit, însă dacă ar fi fost să mă duc eu în magazin și să cumpăr unul dintre cele două, cu siguranță aș fi ales Eilish numărul 1. Asta pentru că sunt mai mult în zona de parfumuri gurmande. Nu zic, acesta este chiar un parfum foarte frumos, dar cu siguranță aș fi ales ceva gurmand în fața oricărui parfum lemnos, în fața oricărui parfum citric, de primăvară, de vară cu flori sau așa. Însă acesta este un parfum foarte frumos pe care ar trebui să-l testați, nu este un parfum de cumpărat blind. Avem așa ca și note, deși, sinceră să fiu, dacă ar fi trebuit să mă duc într-un magazin și să aleg dintre cele două la câte parfumuri gurmande am în colecție, ar fi trebuit să-l aleg pe acesta. Avem așa, bergamotă și floare de măr, în mijloc avem piper negru, papirus și mac, iar în bază avem Palo Santo, abanos și vanilie. Abanos mai era un parfum de la Calvin Klein, cred, nu mai știu. Știu că era unul cu abanos care mirosea tare bine și tot așa mai dark, și acesta este mai dark, mai misterios, mai lemnos, mai cozy. Abanos am mai regăsit în Roberto Cavalli Nero Absoluto, ceva de genul. Tot așa este un parfum foarte lemnos, doar că e diferit de acesta, dar baza este una tot așa lemnoasă și mai întunecată, dar mi-a plăcut foarte mult și acel parfum, iar cu Palo Santo nu am nimic în colecție. De aceea spun că dintre cele două Eilish ar fi trebuit să îl aleg pe acesta, pentru că nu am în colecție ceva de genul ăsta. Dar da, știți cum suntem noi, care iubim, cei care iubim gurmandele, nici nu stăm pe gânduri, ne îndreptăm clar înspre un gurmand dacă este vorba despre o alegere. Este un parfum frumos care cu siguranță va rămâne în colecția mea. Îmi place foarte mult sticluța, este superbă, am aici varianta de 100 de mililitri. Și mă duce un pic cu gândul la Black Afghan. Este și dulce. Este un parfum lemnos, dulce, pudrat. Super cozy. Foarte potrivit pentru perioada, clar, rece, rece, toamnă și iarnă. Nu este un parfum pe care îl văd nici măcar primăvara de vreme. Îmi place, e foarte aromat, e foarte lemnos aromat, este un pic afumat și are ceva din Black Afghan. Chiar are ceva de acolo. Eu am Black Afghan, este un parfum pe care îl iubesc și acesta este, are ceva acolo ce mă duce imediat cu gândul la Black Afghan. Este un parfum frumos, lemnos, dulce, foarte plăcut. Și cu siguranță o să-l port și mai povestim despre el. Este un parfum intens, ador această sticluță și
Îmi doresc și Eilish numărul 1 în colecție pentru că l-am testat în magazin și cel puțin așa la primul puf mi-a plăcut. Este un gurmand, am simțit multă ciocolată, cremoasă sau poate că o să mă îndrept înspre Nebras, înspre acela de la Latafa. Nu știu, poate îmi spuneți și voi dacă ați testat Eilish numărul 1 și Nebras, care ziceți voi că este mai bun de avut în colecție, pentru că cu siguranță nu o să le iau pe ambele. Trecem la un alt parfum pe care am vrut să mi-l comand la un moment dat, cred că anul trecut mă tot uitam eu pe Fragrantica la impresii despre acesta. Este vorba despre Sofort Van Cleef & Arpels. Mă uitam că înainte să-mi cumpăr eu Flower Bomb, era o alternativă pe Fragrantica de Flower Bomb, o alternativă mai ieftină, însă nu, mie nu mi se pare deloc, deloc. Nu mi se pare că seamănă cu Flower Bomb, poate doar că este în zona aceea de floral dulce, are și o doză de prospețime, mi se pare un parfum ușurel și versatil, feminin, nimic special, dar este un parfum frumos, un parfum de zi cu zi și mi se pare potrivit și vara, în cazul în care, stați că am scos cu totul parfumul, în cazul în care îți plac parfumurile dulci și vrei să porți un parfum dulce și vara, acesta este ok pentru că nu este prea dulce. V-am zis că are și o parte proaspătă și nu mi se pare foarte, foarte intens încât să nu poți să-l suporți vara. Da, este un parfum frumos, seamănă și cu alte parfumuri din colecția mea, însă e frumos și are și un preț bun. O să mai revin cu impresii despre el. Pe el l-am purtat o singură dată, însă nu pot să zic că m-am lămurit așa cu persistența. Nu mi se pare a fi un parfum foarte persistent, de aceea mi se pare foarte potrivit în perioada caldă, primăvara și vara. Trecem mai departe la un parfum mai floral de această dată și îl văd foarte potrivit pentru primăvară. Este vorba despre The Body Shop English Down Gardenia. Să știți că este un parfum foarte frumos, iar sticluța este minunată, minunată. Am mai avut unul care a plecat din colecția mea, asta are 50 de ml, mi se părea mai mică. În fine, avem așa, gardenie, tuberoză, bergamot și santal, lemn de santal. Este superb primăvara parfumul acesta, primăvara și vara. V-am zis eu la început că unul este mai potrivit pentru perioada caldă, deci miroase a flori, miroase a gardenie, este foarte natural, foarte frumos, foarte feminin, strigă a primăvară, primăvară, e superb. Este un floral foarte frumos, chiar voiam să mă uit, el nu prea este, deci nu este un floral dulce. Aici se simt mai mult niște flori, un buchet de flori. Aș vrea să văd cu ce este asemănat. Văd că este asemănat cu White Gardenia de la The Body Shop și mai este asemănat cu Michael Kors. Îl am pe Michael Kors în colecție și pot să spun că nu mi se pare, pentru că Michael Kors mă duce cu gândul mai mult la flori de tei, este mai intens. Acesta este mai natural, așa mai... Se simt mai bine florile, celelalte, gardenia. Nu știu exact cum se dezvoltă el, dar aici simt mai multă gardenie decât tuberoză față de Michael Kors, unde se simte mai mult tuberoză. Acum mă gândesc că și acesta se dezvoltă, mi se pare și un pic verde. În fine, cred că nu prea vă interesează despre acesta acum, pentru că nu este perioada potrivită, însă nici nu prea se mai găsește, nu știu exact dacă se mai găsește sau nu.
așa că haideți să nu mai insist cu el. Despre următorul parfum, este vorba despre primul meu parfum de la Boudicha. Se numește Glorious și este un parfum ceva mai complex, ceva mai diferit, mai greuț, aș putea să spun că nu neapărat greuț. Este ceva mai rășinos și nu îl văd așa un parfum potrivit pentru toată lumea. Ei bine, haideți să vorbim despre note. Avem în deschidere zmeură, ananas, măr, cardamom și casis. Avem în mijloc rășini elenii, nucșoară, trandafir și iasomie. Iar în bază avem guaiac, lemn de guaiac, cedru, lemn de santal, mușchi, paciuli, mosc, ambră și vanilie. Avem o grămadă de note în parfumul acesta, dar ce simt eu este un miros mai ciudățel. Nu prea pot să-l descriu sincer. Va trebui să-l port și să văd cum se dezvoltă pe mine. Știu că baza este una plăcută. Se dezvoltă plăcut, se dezvoltă diferit, mai ciudățel, mai rășinos. Nu este un parfum dulce, habar nu am cum să vi-l descriu. Dar promit că îl port și revin cu impresii, promit. Și haide să povestim și despre ultimul parfum care a ajuns la mine chiar astăzi. Este un parfum prințesistic și vesel. Un parfum foarte frumos pe care eu l-am tot testat în Douglas și am căutat o variantă mai bună, am găsit pe esențe de lux. L-am luat la un preț mai bun, dar am așteptat după el cam o lună. Este vorba despre Gritty Tutu. E minunat parfumul acesta, dacă vă plac parfumurile dulci, e perfect. Îmi place. Are o deschidere ceva mai zemoasă, mai suculentă, dar apoi se usucă. Bine, nu știu exact cum se dezvoltă, pentru că n-am apucat să-l port, dar haideți să vă zic notele. Avem cocos, măr, grapefruit și casis în deschidere. Avem în mijloc heliotrop, iasomie și trandafir, iar în bază avem zmeură, mosc, vanilie și ambră. Da. Este o zmeură, pudrată, cremoasă în același timp. De-abia aștept să-l port și cu siguranță revin cu impresii. Nu știu dacă v-am zis, este vorba despre Gritty Tutu, extractul de parfum, după cum vedeți pe sticluță. Este cea mai frumoasă sticluță, îmi place foarte mult parfumul și de-abia aștept să revin cu impresii despre el, pentru că cu siguranță o să-l port în perioada următoare. Și el mi se pare un parfum pe care poți să-l porți și în perioada rece, și primăvara, chiar și vara. Chiar și vara. Nu mi se pare că este chiar atât de dulce. Îmi place tare, tare mult. Acesta nu este cumpărat blind. L-am tot testat. Mi-au mai plăcut și alte parfumuri de la Gritty. Însă trebuie să mai testez. Ei bine, acesta a fost clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă. Să-mi lăsați un like, să împărtășiți și cu prietenii voștri și mă găsiți pe Instagram, acolo unde postez aproape zilnic. Noi ne vedem în curând cu un video nou. V-am pupat! Pa, pa!